Domn profesor, nu cumva mergem pe baterie? Să vedem. Ai de început-o. Nu. Dar e aproape gata. Ba da. Ce s-a întâmplat? Nu știu. N-am pus-o. Ceva n-a spus. Mă rog. Hai să vedem tema la geometrie, vă ziceți? Adică la 127. Da, de la 127, de la testul 1, varianta 36. Dacă este beculețul ăsta, testul 1, varianta 35. Ați pornit-o? Da, e pornit. 45, da? Atât? Și de la testul 3, varianta A. Testul 3, varianta A, da. Exercițiu 2D și... 2D nu este. 2. Da. Și de la D, 1 și 2. Și de la D, 1 și 2? Da. Și la varianta B, 1 și 2. D, nu zis. D. Păi, da, testul 3, varianta A, exercițiul 2, da? Da. Uite și tu, Adi, ce-ai scris. Deci, haide, domn profesor, că știu eu așa. De la varianta B, 1 și 2. B, 1 și 2. Bun, gata. Deci, fie ABC de un trapez. În ipoteză. Da, 4 de la pagina 128. Doamne ajută, corect, bravo, Tuzan. Da, Doamne ajută. A zis Doamne ajută, am făcut cruce. Bravo. Super, Doamne ajută, să facem lecție. Deci ABCD un trapez. A zis, da? Un trapez, parcă. Trapez, AB paralel cu CD. AB paralel cu CD. Dacă lungimea liniei mijlocii a trapezului este egală cu 10 cm. Deci, hai să notăm cu EF. A, lumic. A, cum vreți, lumic. EF. Egal cu 10 cm. Da. Așa. Și lungimea înălțimii sale este de 8. D de prim. Cum vreți. Da. D de prim. Egal cu 8. 8, da. Că se află area lui ABCD. Atunci area lui ABCD egal cu cine? Așa, dar un trapez oarecare. Așa avem, da? Care știm A, B, C, D, știm linia mijlocie, E, F, da, și D de prim. E, F și D de prim. Hai, n-ați desenat încă? Nu. Haideți. Haideți copiii repede. Deci un trapez oarecare. Linia mijlocie, unde este mijloacele celor două laturi neparalele. Deci asta face linia mijlocie. E. Și să încercăm să aflăm area, da? Deci AD, n-am zis un trapez dreptunghic. Da? N-am zis un trapez dreptunghic, un trapez oarecare. Și? Cu cine este egal area AD? Te rog să vorbești. Area trapezului egal cu baza mare plus baza mică ori înălțime pe 2. Baza mare, adică AB, în cazul nostru, nu? Baza mare plus baza mică. Plus DC. DC. Ori înălțimea. Ori înălțimea, adică D de prim. Supra 2. Și ca mai departe, ce știm, ce nu știm. Păi D de prim o știm. Păi D de, da, 8 cm. Da. Și EF-ul. EF-ul e semisuma bazelor. Da? EF-ul e semisuma bazelor. Da, adică asta. Cine este EF-ul? A, B plus DC pe 2. Asta este tocmai EF. Da. Păi atunci, în loc de asta, spun EF, egal cu EF, ori DD prim. Corect. Atât? Păi și le știm pe amândouă. Păi dacă mi-au dat EF-ul 10, deci egal cu 10, ori 8. Păi, dacă nu vreau cu bine. 80 cm pătrat, da?
Terminat. Altă problemă? Da, acum. Problema 4, 5. Problema 5 de la 128. Deci problema 5 de la 128. În ipoteză avem dacă ABCD este pătrat. Ipoteză ABCD pătrat. Da. M un punct în interiorul său. M aparține pătratului. Interior. INT de ABCD. Astfel încât dar nu oricum. Da. Astfel încât triunghiul CDM echilateral. Deci M este un punct în interior, nu astfel oricum. Încât, da. Așa încât triunghiul CDM să fie echilateral. Triunghiul CDM DM echilateral. Echilateral. În concluzie să aflăm măsura unghiului M A, B. Se cere? M, A, B egal cu cine? M, A, B egal cu cine? B. Măsura unghiului, da. M, A, B egal semn de întrebare. Pătrat. Ce facem? Desenăm un pătrat. Da. 6 pe 6. 6 pe 6 pătrățele, cum vreți voi acolo faceți. A, B, C, D, pătratul, acesta, M în interior, așa încât triunghiul C, D, M, C, D, M, să fie echilateral. C, D, M? Da. Cum îl construim triunghiul ăsta echilateral? Păi, tragem P, D, C și aceeași colimea cu ce triunghiul C. Deci dacă aveți compas, luați măsura în compas, lungimea lui C, D, să trageți un arc de cerc cu vârful de bunoare, mutați pe urmă în C, să trageți din nou un arc de cerc cu aceeași deschizătură. Da? Și obțineți triunghiul echilateral M, M de ce? De ce? Și asta am obținut triunghiul MDC. Nouă ni se cere ce are un triunghi lateral, Adi? Are toate laterele egale. Și unghiurile? Congruente, de 60 de grade, nu degeaba. Da? Deci asta le avem ca informație, nu degeaba. Pătratul, despre pătrat. Despre pătrat, toate unghiurile sunt de 90 de grade, nu? Laturile egale. Și acum ne se cere măsura lui A, măsura lui M, A, B. M, A, B. M, A, B. Adică unghiul de aici. M, A, B. M, se duce de la M la B. Să unim pe M cu B. Să unim și pe M cu B. S-a format acolo un triunghi. Da. M, A, B. Ce fel de triunghi bănești tu că este? Isoscel. Ne-ar ajuta. Nu știu, n-am argumentat că este isoscel. Da. Dar trebuie să muncim să arătăm că este isoscel. Miruna, poți să spui de ce este isoscel? Dacă luăm D la M cu M cu B. D. D. A, M. M. M, G, B ăsta, deci este două. Da. Avem D, M cu M, C. D, M cu M, C, din cauza triunghiului echilateral. Da. A, D cu M. A, D cu B, C. Cu B, C. Din cauza pătratului. Da. Și unghiurile de 30. Care unghiuri? A, D, nu, unghiurile A, D, M. Adică ăsta de aici ar fi de 30, pentru că total era 90, 90 da. 60 o mușcat de aici și m-a rămas ăsta de 30. Și mă căpă tot de 30. Conform latul, unghi latul, triunghiul sunt congruente, da? Da. Deci ai suficient argumente să spui că AMB este isoscel. Și ai spus-o foarte bine. De asemenea, deci în clipa asta, latul ăsta, MA cu MB sunt congruente. Și ce mai trebuie? Trebuie unghiul M, A, B. Dacă ar mă arăta că A, C
Și DB diagonalele pătratului? Păi nu-s. Nu, mă, nu sunt prelungiri acum. Nu sunt prelungiri. Vezi că e rupt aici. Mâine e jos. Deci pic asta. Nu mai ne cam cramponăm de ideea asta, că nu e adevărat. Hai să vedem acum. Noi vrem să aflăm unghiul de aici, da? M-A-B. Da? M-A-B. Care e cât ăsta de aici? Mm-hmm. Și... știm că într-un triunghi suma unghiurilor de 180 grade, adică 180 grade... Deci dacă te duci în triunghiul M-A-B, de două ori ăsta, da, și cu ăsta de aici de sus, fac 180, da? Da. Hai să notăm cu X ăsta. X. Tot X este și ăsta. Și avem 180 ori 2X plus Y, să zicem. De ce 180 ori 2X? Haide să mai vedem încă ceva. 2X. Cât este unghiul ăsta, copii? Dacă ăsta este X, ăsta de aici cât este? X plus Y. Păi... atenție, dacă ăsta e de 90 de grade tot și ăsta e X, cât o rămas să fie ăsta așa? 90 minus X. 90 minus X. Deci aici este 90 minus X. Analog și în partea asta. Deci tot unghiul ăsta de aici. E X, 90 minus X. Da. Da, și ăsta e deci tot 90 minus X. Oare l-ați putea afla pe ăsta de aici? Adică pe CMB? Da. Da. Cum? Păi să le luăm deoparte, adică 90 minus X plus 90 minus X, nu mai e. Între unghiul CMB, Adi, în CMB, știi că... Că mă, B, că B, domn profesor. M, B, C este 90 minus X. Da. Ăsta e 30. Și întrebarea mea e dacă ați putea afla pe CMB. CMB nu este isosceală. Ba da. CM este cât CB. CM este cât? CB. CM da. Cât CB. B. Da. Da, da, da. Da. Dar eu urmăresc. M-am complicat mult. Așa este. Deci atenție, că am uitat că triunghiul DMC este echilateral. Da? Deci, dacă am uitat, iată ce pagubă am comis, m-am dus, am bătut câmpii și căutam soluții fără să țin cont de asta. Deci, dacă, iată că M este cât că B, triunghiul ăsta este isoscel. Da. Și cum ăsta e de 30 de grade, adică, cum ăsta e de 30 de grade de sus, unghiurile astea sunt congruente acum. Da. Și cât mai rămâne din 180, în 130 ori? 150. Cum sunt congruente? Și împărțim la 2 că ele sunt egale. 75. 75, ăsta. 75. Și acum dacă avem... Și... E gata problema. Da. Dacă ăsta e de 75, cât îi mai rămâne până la 100? 15. Până la 15. 15. Și asta e problema. Și ăla e 15, înseamnă că A, M, B, e 150. 150. Deci, mie mi-a trebuit M, A, B, văd. Păi da. Mi-ați dat. M, A, B, da. Dacă e vorba M, A, B, e 15. M, A, B. Da, M, A, B. 15. 15. Mai vedem încă o dată. Aici a fost o dovadă clară că am scăpat ceva din problemă. Da, din ipoteză chiar. Și am scăpat din ipoteză, sigur. Am scăpat triunghiul echilateral. Și acum eu alergam. Alergam spre problemă. Făcând, notând cu X, ăsta e X, ce construiam eu de fapt? Unghiul ăsta a fost din 180 grade scăzut 30 și scăzut X-ul acela, la fel și în partea asta, și suma lor, spuneam, că este 360. Și de acolo mi-a așa X-ul. Deci asta mi-era construcția mea. Dar sigur, problema a fost mult mai rapid făcută, câte vreme ce M cât ce B. Corect. Da? Da. Redactăm, am catelul să mă ajut. Deci, CM congruent cu CB. CM congruent cu CB. De acolo să pornim? Da.
Eu zic să pornim la faptul că trebuie să arătăm că mă B. Exact. Triunghiurile acelea, că nu avem un motiv. Fie triunghiurile. Deci fie triunghiurile. Demonstrați. Da. Zi, Anca, fie... M, A, D. Triunghiul. M, A, D. Și triunghiul. C, M, B. Deci pe cele două triunghiuri spunem că au. D, A, cu C, B. D, A. Congruent cu C, B. Cu C, B. Din ce motiv? Că sunturile ale pătratului. Da. Ipoteză. Spunem aici, nu? Din ipoteză, că ABCD e pătrat. Apoi. A, nu. Păi, A, M cu M, B trebuie să arătăm. Mai au D, M. D, M, congruentă cu C, M. Din ce motiv? Păi, trebuie un D, M, C, da. D, M, congruentă cu M, C, pentru că... Triunghiul dă mă că e echilateral. Tot din ipoteză, da? Tot da. Din ipoteză. Așa, după aia măsura de A, de D, B, A, D, M, A, D, M și M, C, B. A, D, M, unghiul A, D, M, e congruent cu... cu triunghiul M, C, B. 30 de grade. B, da, cu unghiul M, C, B. 30 de grade. Și în paranteză spune 30 de grade au măsurat, pentru că e 90 minus 60, nu? Da. Adică 30 egal cu 90 minus 60. Și spunem, motivăm de ce. Și acum, conform cazului Anca. Latură în glasă. Latură, triunghiul reluate în discuție. Triunghiul. Mă adă și cum e congruent cu triunghiul. Cum e Și ce în glasă Și acum. Și de aici rezultă că toate elementele sunt congruente două câte două, adică? Am în congruent cu BM, ceea ce ne trebuia. Am în congruent cu M, B. Ce ne trebuia. Și dacă am în congruent cu M, B, rezultă de aici că triunghiul AM, B este isoscel, nu? Da. Triunghiul AM, B, isoscel. Așa. Și ăsta, măsura unghiului C, M, B, plus măsura lui M, B, C, plus măsura lui B, C, M, egal cu 180 grade. Deci noi scădem 30 de grade și o să ne dea că unghiurile C, M, B și M, B, C, fac așa. Da. Nu, dar trebuie să plecăm din altă parte. Plecăm la faptul că MC este cât GD. Deci, de desubt spunem, MC, adică congruent cu... MC congruentă cu CB. CB. De ce sunt congruente așa? Pentru că triunghiul DMC este echilateral. Așa. Și congruentă, dacă vrei, mergi mai departe cu DC. Și atunci am înțeles aici chestia asta, nu? Apoi de asta rezultă că triunghiul... Triunghiul CMB. CMB este ce fel de triunghi? Isoscel. Isoscel. Și asta înseamnă că unghiurile la bază, care e unghiuri? CMB și CB. Da. Și CMB congruent cu unghiul. CB. CB. Da. O să vedem de ce vine 75 la Anca. Adăugăm de desubt că unghiul MCB, măsura lui MCB, este MCB. 30 de grade. 30 de grade. Și atunci rezultă că celelalte două unghiuri, 30 de grade, da? 30, celelalte două unghiuri, adică... Măsura lui CMB. Așa, măsura lui... CMB plus măsura lui CBM egal cu 75. Nu, suma lor. 180. Minus 30. Da, 150 grade în total. 180, să scrie pe acela de toată lumea, minus 30 de grade, egal cu 150 grade. Și cum cele două unghiuri, CMB congruent cu CBM, da.
cum de subtrești. C, M, B. Sau le avem deasupra scrise, da. Prima coladă de aici, din cele două, adică asta și cu da, asta. Da, rezultă că măsura lui C, M, B. Da. Egală cu măsura lui C, B, M. Și egal cu 75 grade. Măsura lui C. Și nouă ne trebuia măsura lui M, A, B. A, B. Mag. Egal cu, cât, cu 75 de grade. Bun. Păi dacă a, deci măsura lui C, M, B. Măsura lui C, B, M. Adelasă și pe Tudor. Măsura lui. Măsura unghiului A, B, M. A, B, M, da, foarte bine. A, B, M. Este egală cu măsura unghiului C, B, M. C, B, M. M. C, B, M. Adică 75 minus? Da. Adică 90 minus măsura unghiului C, M, B. Așa B, M. Spui, egal cu 90. 90 minus. Măsura unghiului C, B, M. C, B, M. Și egal mai departe cu 90 minus 75. Minus 75 și egal cu 15. Egal cu 15 grade, termina prost. Da. Am redat ca așa. Și asta, o altă problemă să vedem. Da. Problema 2 de la pagina 129. 2 la pagina 129. Fie triunghiul ABC, oarecare. Vreau să scriem și autorii ăștia de cine este. Poate Niculescu. Deci? Niculescu. Bine, sunt patru autori aici. Vi dau pe ăștia? Scrieți pe toți. Aici scrie Niculescu, da, aici scrie patru autori. Aici scriem pe toți. Îi scriem pe toți? Da. Niculescu. Este și consultant. Este și consultant. Să se scrie pe toți, da, domnul profesor. Până sfârșitoare. Da. Să o arătăm la cameră și să vadă că copii ca să știe unde se uite. Mm-hmm. Da? Deci asta este cu legea. Jos, o aveți și voi, că cei care vă interesează. Așa. Să nu mai scriu eu pe timpul. Așa, ca cu formă. Și atunci este să poate duci repede la problemă. Deci problema 2 de la 129 e triunghiul ABC, oarecare. Fie în ipoteză. În ipoteză, triunghiul ABC. A aparține lui BE. A aparține lui BE. Da. BE, da. Adică se prelungește acolo chestia. B aparține lui BC, astfel încât. A aparține lui BE, segmentul BE, da. Așa. B aparține lui DC. Lui DC. Astfel încât. AB congruent cu AE. Așa, A, B. Congruent cu A, E. A, B cu A, E, da. Da. Și B, C congruent cu B, D. A, trebuie asta era sus. La ipoteză. Da, da. Da. Deci A aparține lui B, E și B aparține de C, astfel încât asta cu asta. Și B, C, B, C, B, C congruent cu B, D. B. E tot aia în cuță. Congruent cu B, D. Mă bucur. Așa. Arătați că, în concluzie, A mic, D, E, cu D, E, egal cu 3, E, F. D, E. Egal cu 3, F. E, F. D, E, atunci nu mai atât. D, E, egal cu 3, E, F, unde F este egal cu AC, intersectat cu Fui punctul generat de AC. Intersectat cu D, E. De B mic. Aria triunghiului D, C, E. D, C, E. Este egală cu de 4 ori aria triunghiului ABC. A, B, C. Și la C mic. B, G egal 2 AG.
egal 2AG, unde G egal cu punctul G, egal cu intersecția dintre EB și DM. Intersecția dintre EB și DM. Și M este mijlocul segmentului EC. M, mijlocul EC, adică EM congruent cu M, C. Și nu oricum că e mijloc, știți, domnul profesor, da. Și e cu linealitate atunci, nu? Da. E, M, și spun E, M, C. M, C. Adică să fie clar mijloc. Că e mijloc, așa. Da. Deci o triunghi ABC. Oarecare. Oarecare. Sigur că da, o triunghi ABC oarecare. A, B, C. Că zice că A aparține lui B, E. Altfel spus... AB, congruent cu AE, AB, deci e la jumate. Cine e eu? Cine e la jumate? AB congruent cu AE. Vedeți? A-ul e la mijloc. AB cu AE. AB cu AE. Pe sus. Păi, și eu nu știu. Duce mai în loc de nou, Adi. Asta e bafta noastră. Las cu bine. Te duce în sus. Sus. Sau vezi cum îl mătești pe Adi. Ai o grijă de Adi. Așa, cât Adi cu Aie. Așa, aici este eu. Domn profesor, vedeți că și partea aia la altă e la fel. Da, e de la fel. Iar B, știți, la o să fac? O să B fac? La mijloc, da? Așa, da. B, C, cu B, D. Uite, mă. Uite așa. B, C, este cât B, D. Deci putea să zic autorul. Dar nu, dar nu spun, auziți, nu spun așa. El putea să spun așa. Fie, fie e simetricului B față de da, A. Corect. Dar dacă ne zice altă, domn profesor, acum. Da, el a scris-o mai ciudat. Zice, A aparține lui EB. Da. Așa încât A e cât A, B. Deci este o formă de exprimare mai... Întortocheată. Și ce B, adică latura asta e cât asta, și asta cât asta din construcție, da? Asta cât asta, da. Asta cât asta. Da. Bun. 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 Arătați că D e. Să arătăm că D e. De trei ori e F. D e. A. Să arătăm că D e. E de trei ori. E F. E dar F, dar F-ul la intersecția lui AC. AC. AC cu DE. Cu DE. Aha, aici avem. A, trebuie să prelungim pe AC. Așa. F. E F-ul ăsta. De trei ori cu ce? Ce? DE. DE. A, că DE o parte din trei. Asta vreau să zic, domnul profesor. Deci DE asta e de trei ori, e F. E F-ul ăsta, e de trei ori. Adică F-ul ăsta este o treime din toată. Da, domn profesor. Da? Cam așa. Da. Este. Iesă. O măsurat Adi. Adi, dă-mi ține linia. Da. Mă scriu ca lumea. Să arătăm că e F-ul ăsta e de trei ori. Adică să arătăm că... Adică, să arătăm că E ar fi mediană. Cât? D? E. D e. D e. E mediană. Sau a fost unde sunt mediană. Sau că fă perpendiculară B, E, B. Da. E, B. Aici, bine. Dar merge că e perpendiculară. Deci, bine. Hai să vedem ce să luăm ipoteza. Mi se pare că EA ar fi congruent cu F-ul. E A cu
adică triunghiul A, E, F ar fi isoscel. Să nu focalizăm atenția, că s-ar putea să nu fie adevărat. Mie nu mi-e. Se pare că nu e adevărat asta. Să măsură. O secundă. Nu măsură. Poți fi într-un caz particular. Da. Și atunci îți iese și te duci destul de urât. Nu. Hai să mergem din nou. Deci s-a dat triunghiul ABC de bază. Da. Am construit EA cât A, EA cât AB. Nu degeaba. Trebuie să avem în vedere acest lucru. Da. Și tot așa de bine, CB. Cât vede. CB cât BD? CB cât BD. Nu AB, nu? Deci CB cât BD. Da. Cât BD. Asta cu altă culoare? Nu, sunt cu aceeași culoare. Cu aceeași. Am, ca să remarc, faptul că astea două sunt egale, da. Și că astea două sunt egale, da? Și aia cu aia. Da. Hai să vedem ce ne vine în minte. Aș uni pe C cu E, ce ne-ar veni? Ce aș putea să văd? C cu E. Da. Dacă aș uni pe C cu E. Triunghiul E, A, C și B, C, A. Deci sunt E... omrede. E, A, C cu? Cu da. E, A, C cu B, C, A. E, A. E, A, C cu? B, C, A. B, C, A. A. Da, că ce a zis el că e linie, nu că, că e mediană, nu? Da, cu da. Vârful, cu mijloc. Da. Așa și este. Și atunci triunghiurile E cu A congruent cu A, E, A, C, B, A, C, B. Da, dar hai să vedem ce avem. Avem, avem E, A, A cu A, B. A, B. Mai avem acea latură comună. Acea latură comună. Da. Și atât. Nu am cum să spun că sunt egale, nu așa? N-am nicio motiv, că trebuie să am două laturi, și adică trei elemente și unghiul dintre ele, dacă ar fi așa. Deci dar nu, noi n-aveam unghiul. Nu se leagă. Și nici vor, nu? Unghiul ăsta de aici, exact, după aceea decât ăsta, că ăsta împreună fac 180 de grade. Da. Deci nu poate să fie așa. Bun. Deci de e de trei ori e. Păi aia de cu e, nu? Are s-o forma contrului mare, mare. De păi, e cât? Dacă am duce și mijlocul de DF. Nu știu ce. Să ducem mijlocul lui de F. Adică să-l împărțim și pe ăla în două, domnul profesor. E F. D, F, D, F. Da, mijlocul lui. Să luăm noi mijlocul. Există acesta unic. Da. Doar atât că F, L este că L, D. Că așa luăm noi. Luăm noi. Și cât e F? Și cât nu. A, nu luăm. Nu știu. Doar atâta. Ducem noi pe asta la mijloc. Atâta că există. Că dacă ar ști cât și e F, atunci treaba ar fi... Repede rezolvat. Rezolvat. Deci dacă am luat mijlocul, la ce te-ai gândit? Deci, trebuie să arăt că aria... F, D,
ce e, D, ce e, din patru ori arată în grabă. Asta repede arată. Da, da, acolo la prima, F, D, B. Care? F, D, C. F, F, D, 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 C, da. Ar fi trunghițor ce? Ce motiv ai? Da, sigur e trunghițor. Aia nu. Hai că... E cuvântul meu. Da, luăm L mijloc, vedeți cum aici avem profesor, zicem că e linii mijlocie, L-B. Da, L-B, putem gândi că e linii mijlocie. Da. Și L-B este paralelă cu F-C. F-C. Că doar am prelungit-o pe asta, da? Da, am prelungit-o, am dus-o noi cu liniară acolo. Da. Și jumătate din ea. Hai să o duc și eu un pic mai, că trebuia mai jos aici. Ca să apară linia. Da. Deci ăsta e L. Da. Că luăm noi mijloc, cum a zis dumneavoastră. Există mijlocul, am făcut treaba asta, nu-i problemă. Da. Deci L e paralelă cu FC și jumătate din FC, dacă ar fi să zicem. Așa. Și ce am rezolvat cu asta? Asta e problema care ne întrebăm acum, dacă ne ajută. Ne ajută la ceva. Mm-hmm. Și dacă am unit... nu. Deci... Unde am eu mijlocul? Ce ar fi A cu... E cu B, e paralelogram. Care? F, C, B. E, F, C, B. E, acum să luăm pe ăla. F, C, B. Ce poți să spui că este? E paralelogram. Păi are C congruent cu A, F. Deci E, F, C, B, așa. E da. Ce poți să spui are aici? C congruent cu A, F. C, A. A. Dar C, A, e numai până aici, Miruna. Nu e cu A, F. Că m-ai dus până F. Nu e, dar de unde? Vezi de unde trebuie dacă vrei diagonalele, sunt jumătățe. Da, acolo unde s-a dus ea, domn profesor, cu linia mijlocii. Nu putem să zicem că C, B, F, L, I, trapezi social? C, B, L, F, L, F, acolo, F, da. Da, trapezii social, este, are două laturi paralele. Este trapez, așa, sigur este trapez, dar și de ce e isoscel? De ce e isoscel? Da. Adică nu știu cât ce B, cât F, el. Da? Eu sunt sigură că F, C, D ar fi isoscel. Da. F, C, D. Da, și a zis că... Nu-i. Băi. N-am niciun motiv în Miruna să zic că este trapez isoscel. Nu prindem bine ăsta, ăsta e mijloace și ăsta e mijloace. Și nu vrem să facem problema fără să... Să luăm ipoteză. Să ținem cont de ipoteză. Și atunci... Hai să părăsim un pic. Da. Părăsim un pic ăsta. Punctua, da. E și o strategie pe care trebuie să o înțelegeți. Când într-o problemă te afli în situația de a nu putea să o rupi, hai să pășești peste punctul acela. Ne închipui că suntem la lucrare. Da? Atenție. Suntem la lucrare și dacă stai cantonat pe punctul A suficient de mult, adică stai acolo și nu mai vezi, timpul curge. Corect. S-ar putea să facem alt punct. Da? Punctul B. Trebuie să arătăm care a lui DC e. E de 4 ori triunghiul ABC. A triunghiului mare. DC e. DC e. Tot. Da. E de 4 ori ABC. E de 4 ori ABC. Și este aici, ne folosim din mijloace. Haideți. De faptul primedian. Hai. Teorema aia mediană. Mama, triunghiul B, C, E, C, I, A. Ia să vedem. Din cine se compune triunghiul E, C, D? E, C, D. E, C, D. Că E, C, D, parcă. D, C, E sau E, C, D. Da. Da? Se compune din triunghiul A, B, C. Da, ăsta. Da. Triunghiul la A, care C, adaug și pe ăsta. Exact. Corect. Da? Și haide să-l vedem și pe partea asta care a rămas. Surprins în două. În tot în două triunghiuri, ca să fie. Cred că am să reușesc să arăt că triunghiul ECB e de două ori triunghiul ACD. Pentru că area triunghiului ACB este cât al lui EAC. Miruna? De ce area triunghiului ACB
este cât are a triunghiului EAC. Din ce motiv? Pentru că Q a luat ca median. Ce a e median? Da. Și cu cine este? Ce se întâmplă? Area triunghiului ABC este baza AB ori înălțimea. Ce A? Ori, nu ce A. Înălțimea perpendiculară are așa care vine. Da. Ori ce ce 1. Da. Da? Deci area triunghiului ABC este egal cu AB ori ce ce 1 pe 2. Area triunghiului EAC a lui EAC este egal cu baza EA ori înălțimea tot CC1. Când înălțimea pică din vârful C, pică pe prelungirea dreptei. Ori tot CC1. Voi ați zis că e ar fi CA. Nu e adevărat, că nu e perpendicular aici. Insist. Area triunghiului ABC este egal, fie că zic baza asta, BC, ori înălțimea, da, baza ori înălțimea, fie că am să zic baza cealaltă, AB, ori înălțimea din C. Da, ori înălțimea din C. Iar area triunghiului EAC, adică putem să vă spun așa, haide să mă facem așa, o chestie. Uitați, fie triunghiul acesta. Triunghiul cu vârful unde? În A. Sau cu cine? Cu vârful în C. În C. În C. Și asta este, dacă vreți, EB. EB. Și A e la mijloc. Eu zic că area triunghiului CEA este egal cu CAB. CEA egal cu CAB. Pentru că CEA e baza EA ori înălțimea C1, CC1 pe 2, iar area triunghiului CAB este baza AB ori aceeași înălțime. Da? Deci cele două triunghiuri care sunt, pare că sunt... Nu sunt congruente. Ele cele două triunghiuri sunt echivalente, ca aceeași arii. Dar e povestea aceea care spuneți mediana împarte triunghiul în două triunghiuri echivalente. Da? Dar eu acum insist să vă demonstrez că așa este. Vă mai amintesc încă o dată că așa este. Da? Deci, area triunghiului ECB de mediana CA este împărțit în două triunghiuri echivalente. Adică de arii egale, asta înseamnă. De arii egale. Încât area triunghiului ACB egal cu area triunghiului EAC. Exact. Da? Uh-huh. Acum... Dar triunghiul ăsta mare BE, cât un profesor mai e format și din BDE. BEC. BEC. Este format și din cine? Nu, DEC. DEC. Ăsta mare. DEC. Da, DEC. E format și din BDE. Intră, nu, și BDE. Da, exact. Ei, acest BDE... Trebuie să-l vedem în două, domnul profesor. Să-l vedem în două și compara cu ăsta. Exact. Deci, practic, visez, la momentul când am să arat, că area al triunghiului, de două ori area triunghiului... ABC. ABC. Nu, de două ori, de două ori a triunghiului ABC este cât al lui EBD. Exact. Cât al lui EBD. Da. Corect. Pentru că numai așa. Aici am două arii de alu ABC. Corect. Mai aici două. Am două de alu ABC. Exact. Și atunci problema este clară. Tot cu mediana, n-am putea, domnul profesor? Tot cu mediana, dar să vedem cum prindem mediana. Cum să-l împărțim pe ăsta în două triunghiuri echivalente. Echivalente. Așa. Vedeți? Eu ar trebui să compar triunghiul ăsta EAC, care e cât area cât a lui ABC și pot de aici încolo să-l folosesc pe EAC de bază, da? EAC de bază, ca să pot vorbi de area, în loc să vă compar pe ABC
cu cineva de aici, cu o bucată de aici, nu știu cum să-l împart, o să văd, pot să-l văd pe EAC cu o bucată de aici. Că ăsta și cu ăsta sunt. Echivalente. Sunt de aceeași măsură, nu? Da. Dar între unghiul D, ăsta mare, D, E, C, domn profesor, E, B, nu este mediană? Între unghiul care? D, E, C, mare. D, E, D, E, D, E, D, 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 de jos. D, E, C, 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 da. E, B, e mediană. Deci, E, E B, e B, e mediană, da. E mediană. Da. Și în parte, ăsta și cu ăsta e echivalent, tot ăsta. Tot. Cu tot ăsta e echivalent. Perfect, perfect. Și ăsta ne-am arătat că e 2. Și acolo sunt 2 și acolo. Vrem, nu vrem. Nu? Perfect, perfect. Deci, iată că problema merge foarte repede acum. Încă o dată. Triunghiul D, E, C, e împărțit din mediana E, E, B, în două triunghiuri. Ăsta de aici și tot ăla de acolo. Echivalent. Da. De ce sunt de ce sunt de aceeași arie? Pentru că E, B, e mediană. Și atunci, bucata asta toată, triunghiul ăsta, înseamnă de două ori ăsta de aici. Da? Insist. Deci, prin mediana E, B, triunghiul tot ECD e împărțit în două triunghiuri echivalente. Triunghiul EBC și EBD. Și EBD, echivalent, dar ele sunt egal. Da. Cum am arătat EKB e de două ori ABC, corect. Înseamnă că și EBD e tot de două ori ABC. Corect. Și adunându-le pe cele două, înseamnă că îl prinde 4 ori pe EBC. Două aici și două aici. Fac în total 4, nu? Corect. Da. Hai să redactăm acest lucru. Așa să redactăm. Zicem așa. Demonstrație. Demonstrație, da. În triunghiul ECD, triunghiul DEC. Așa, ECD. ECD. Avem că e B mediană. E B mediană. Dar hai să scrim așa. Să scrim că ce B cât B de în ipoteză. Ce B e congruent cu B de, din ipoteză. Congruent cu B de din ipoteză. Rezultă din ăsta două. Nu. Și faptul că e congruent rezultă că e B mediană, e B mediană. Și acum, într-un triunghi, mediana e B, împarte triunghiul în două triunghiuri echivalente. Și spunem aria, de aici rezultă că aria lui C e B, aria lui C e B, egal cu aria lui B, e D. B, D. E, B, D. Corect. Da? Încă o dată, să luăm. Deci, în triunghiul C, E, D, în C, E, D, am luat că C, B, e cât B, D, că de aici înseamnă că E, B, e mediană, și din ce știu, și am și arătat așa aici, am știut din toată teoria, totdeauna mediană, în parte un triunghi, două triunghiuri echivalente. Adică de arii egale. De arii egale. Și asta am spus. Înseamnă de aici că area lui C e B, egal cu area lui E, B, D. Corect. Bun. Pe de altă parte. Pe de altă parte, în triunghiul B, C, E. În triunghiul B, C, E. B, C, E. Avem cea A mediană. Fiindcă e A. E A. E congruent cu A, B. Corect, din ipoteză. Da, din ipoteză. Înseamnă că... Ce A e mediană. Ce A mediană. Rezultă din cele două. Că aria lui ABC, triunghiul ABC. Triunghiul ABC. Egală cu aria triunghiului. A, C, E. Egal cu area triunghiului? A, C, E. A, C, E.
Adică, altfel spus, area lui, lui ECB e de două ori area lui ACB. Da. Că dacă este două egal, înseamnă că area lui... Că area lui... ECB sau BCE, cum vreți. Area lui ECB sau BCE, da? BCE, a triunghiului BCE, este de două ori area triunghiului ABC. Tot așa de bine și aici puteam să spun că area triunghiului mare D, E, C sau da? E, C, D. Area triunghiului D, E, C este de două ori area triunghiului V, E, C, nu? Da. De două ori, area triunghiului B, E, C. Și cum area lui B, E, C este de două ori area lui A, B, C, înlocuim aici da. Și atunci de rezultă din cele două. Area triunghiului D, E, C, egal din 4 ori. Area triunghiului D, C, E. D, C, E. De 4 ori area triunghiului A, B, C. Patru ori area triunghiului A, B, C. Hai să vedem încă o dată cum am raționat aici. Deci am zis așa de tot triunghiul mare, area triunghiului mare, e de două ori area triunghiului ECB. Iar ECB e de două ori a lui ABC. Nu înseamnă că E, C, D, e de patru ori ABC. Categoric. Deci așa a mers foarte rapid problema. Punctul C. Hai să vedem punctul C și până ne întoarcem și la punctul A. Deci să avem că B, G, B, G egal cu 2AG. Unde G este intersecția lui E, B, E, B, cu D, M. Cu DM. Cu DM și mă, e mijlocul lui EC. Mijlocul lui E? C. C. M. Adică în partea asta e mediană, DM. Deci D, DM e mediană, în triunghiul mare. E mediană, da? Păi dacă e mijlocul lui EC. Deci M-ul e cine încă o dată? G-ul, da? G-ul este intersecția lui... E, B. E, B. E, e, e B. Da. E, B, B. Așa, e. Cu... Cu D, M. Cu D, M. M? E M-i la mijloc. M zice că la mijloc, nu? Avem așa. Unde avem? E M-i cât M-C. Da. Zici, e M mijlocul lui E-C. Așa. Deci, practic, îl duc pe E... pe M, D. Pe D, M trebuie să-l uneți. Pe da. M cu D. M cu D. Da. Și acum intersecția cu E, B. Aici dă un punct. Ca G. E, B. Într-un punct G. G. Asta e G-ul. G-ul e pe A, B, da. De, pe A, B, da. Da. Și trebuie să arătăm că E, M este cât M, C. Nu. Deci arătăm că B, G. B, G e de două ori a G. B, G. Da, este e de două ori a G. A, G. Adică da. E... Cine? Centrul de greutate. Centrul de greutate, să spun. Deci G ăsta este centrul de greutate. Păi este. În ce triunghi? În F, G, C? El este în triunghiul E, C, D. A, în ăsta mare. În ăsta mare este, că e mediana asta. E mediana asta, da? Intersecția la 2 miliani. Și atunci, dacă aș duce la CG în continuare, și asta ar fi mediană. Uh-huh. Deci mi-ar tăia-o într-un punct L, S, S, pe E, D. Trebuie o taie într-un punct S, încât S e la mijloc, obligatoriu. Da. Și noi trebuie să arătăm că A, G, adică treimea asta. Așa. La o treime. Deci AG este jumătate din BG. Adică și AU ăsta o treime de bază și două treimi de vârf. Da.
singur. Păi dacă am notat-o cu S acolo și într-un unghiu F, B, C, domn profesor, nu am putea să îl găsim... F, B, C... Așa. Atenție. Iată. M îi mijlocul lui E C de noi luat, da? Da. A îi mijlocul lui E B. Da. S este mijlocul lui E D. M A S sunt pagina reci. Da, pentru că ea este, așa cum vedeți, linii mijlocii. Și în triunghiul E C B. Și în E, B, D. Da. Și în momentul ăsta, asta de aici, deci e paralelă cu așa ce, cu asta de aici. Și egal cu B, C. Și egal cu... Cu B, C. Că vine mijlocie jumătate din C, D. Da. Și atunci figura așa e paralograf. Da. M, S, B, C este paralograf, da? Da. Și aici avem... O diagonală a paragramului, da. S, C. Și pe cealaltă nu avem. Și nu avem pe cealaltă. Domnul face mă. Nu, că nu ne ajută, nu mai trece prin gând. Da, este interesant că am găsit aici acest paragram și să vedem ce, la ce ne folosește el. La, de ce ne putem... Lega de el. Lega de el, da. Păi așa că e G, e cât de S. E G? Cât de S. Ce este figura asta așa, Miruna? C, A, S, B. Un trapez. Este un trapez, da? Aha. Ia să vedem în trapezul ăsta ce putem folosi. Că aici avem diagonale. Da? Și sunt perpendiculare, par. Și C, S, sunt diagonale. Și nu pot nu sunt și perpendiculare, domnul profesor, par. Nu ne putem folosi de lucrurile acestea, că nu avem niciun motiv. Așa. Deci G-ul ăsta trebuie să apară în calitate 57, de... domn profesor. Da, 57. Opresc? Oprim, da. Deci G-ul trebuie...